Salutare! Nu știu dacă știi, dacă ți-am mai spus, eu fac și psihoterapie ca și client, da? Am o psihoterapeută care este și șamaniță, printre altele, e din Spania și a fost profesoară de-a mea. Și ultima oară când am vorbit, i-am zis, bă, când am fost în Bali, m-am simțit o lună de zile spectaculos, eliberat de orice formă de dependență, de comportament compulsiv, de mâncat compulsiv, n-am băut alcool decât de vreo 2 ori și foarte puțin. Bă, m-am simțit ca în rai. Când revin acasă în Timișoara, cumva parcă încet încet acasă la mine, încep să mă simt iarăși nu știu cum. Și am zis, bă, cred că trebuie să plec, mă. Cred că trebuie să plec de acasă, nu mai stau acasă, că acasă, nu știu, parcă e o energie care mă bântuie așa. Și am primit unul dintre cele mai tari răspunsuri posibile. Da? Este răspunsul la întrebarea să plec de acasă, că acasă e toxic, sau nu mai îmi place, sau nu mai mă simt bine, să merg să mă mut în altă casă, da? Sau să rămân să transform locul respectiv, să-l fac fain. Și chiar sunt curios să tu ce părere ai. Înainte să-ți dau eu un răspuns, care, repet, na, nu e obligatoriu să fie adevărul pur 100%, dar chiar să te gândești puțin la chestia asta. Tu, înainte să-ți răspund eu, gândește-te să pleci de acasă într-o altă casă, na, unde e fain și energie bună și totul e parfum, sau rămâi și dacă acasă nu e fain, faci să fie fain tu. Bun. Răspunsul a fost așa. Așa cum casa este o structură exterioară, în interiorul nostru, în lumea noastră interioară, există o structură interioară a noastră, cu psihologia noastră, da? Cu traumele noastre, cu calitățile noastre, cu punctele noastre forte, cu punctele noastre slabe, conștient, inconștient. Deci o lume uriașă și o structură psihologică, să zicem, da? E. Dacă acasă la tine nu este fain și locuiești de mai mult de un an de zile acolo, structura ta interioară a creat structura exterioară. Deci dacă, cu alte cuvinte, dacă la tine înăuntru este dezordine, și în afara ta vei face dezordine. Da? Dacă este ordine, faci ordine și în afară. Bun. Asta e foarte pe scurt, așa. Zis, ok, cum mergi în Bali o lună într-o casă super faină, cu grădină, piscină, totul e frumos afară, natură, prieteni, conexiune și totul e mai bine. Păi nu e bine să te muți. Și zis așa, ok, în Bali este doar o lună. O lună de zile, da? În orice casă nouă te muți, la început, energie curată, poate, faină, totul e bine, nu? Dacă nu-i bântuită casa. Deci totul e fain și bine și mișto. Dar dacă stai un an de zile, structura ta interioară își va lăsa amprenta și asupra structurii de acolo. Da? Deci, practic, energia ta interioară este mai puternică decât orice altă energie din afară. Dacă eu nu fac muncă interioară, cu alte cuvinte, și nu lucrez la mine, oriunde voi merge, voi căra după mine această energie a mea. Da? Și dacă nu lucrez cu mine, dacă nu devin mai conștient de mine, dacă nu văd care sunt tiparele mele de comportament, dacă nu încep să investighez, să lucrez, să văd care sunt traumele, să le vindec, să mă eliberez de trecut, de o groază de chestii, voi căra după mine asta și nu pot să fugi de tine niciunde. Știm asta. Cu alte cuvinte, da, omul sfințește locul. Așa că o concluzie pentru mine personal, care poate sper să te ajute și pe tine, este în felul următor. Odată ce înțelegi chestia asta, te liniștești și spui, bă, oriunde o să mă duc, mă voi căra și pe mine și nu mai trebuie să mă plâng atât de mult despre condițiile de viață din exteriorul meu, ci e important să lucrez la mine suficient de mult până când încep încet încet să rezolv lucruri, să vindec lucruri și apoi uitându-mă în jur să zic, bă, poate ar trebui să pun mâna un pic să mai fac puțin ordine, să duc pe puțin mai multă lumină, să fie puțin mai aerisit, da? În toate sensurile, înțelegi tot ce zic, da? Deci, practic, plecatul nu și fugitul nu te scapă de tine. Asta e ideea. Deci nu prea scăpăm de munca interioară pe care toți trebuie să o facem, evitând-o nu facem decât să prelungim o agonie. Cumva, mai devreme sau mai târziu, schimbarea va veni peste noi. În mod ideal ar fi ca noi să preluăm controlul, să spun așa, asupra vieții noastre. Da? Să facem ceea ce depinde de noi și să ne facem viața mai frumoasă din toate punctele de vedere. Sunt curios ce părere ai din experiența ta cum este. Da? Ce se întâmplă în condițiile astea în care cumva simți că, nu știu, locul în care stai nu mai e așa fain? Ce faci? În experiența ta, ai schimbat locuri, te-ai simțit mai bine? Care e faza? Chiar sunt curios să știu experiența ta. Mersi, ciao!